Da, ne-am întors din publicitate, din păcate, cu o știre de ultimă oră. O veste foarte tristă pentru Ana Maria Prodan, pentru întreaga familie, mai cu seamă pentru Laurențiu Reghecamp, pentru că tatăl lui a murit, ar fi suferit un atac cerebral. Impresara și postat un mesaj emoționant. În urmă, cu doar câteva momente, a scris: te vom iubi mereu, ai fost un tată incredibil și o persoană incredibilă. Vei fi mereu și veșnic în inimile noastre. A scris Ana Maria Prodan. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească și condolențe din partea noastră. Știm că o familie cam greu încercată în ultimul timp. Așa este, în ultima perioadă, din păcate așa este. Știm că Reghe este plecat și se ocupă în continuare de fotbal. Ea în continuare trebuie să se alăture și de mama ei, dar pleacă întotdeauna la Sibiu, în București și în alte țări, în alte orașe din țară, pentru a face multe transferuri. Nu cred că este o perioadă tocmai ușoară pentru ei. Condolențe încă o dată, mai multe declarații și amănunte găsiți pe spanius.com.